Căpușele reprezintă coșmarul sezonului cald atunci când plimbările prin parc sau ieșirile la iarbă verde devin un adevărat pericol. Dar cum înlăturăm o căpușă? Este întrebarea pe care își o pun mulți în această perioadă, având în vedere că a început sezonul acestor paraziți. Este cunoscut deja faptul că mușcătura de căpușă este foarte periculoasă deoarece poate transmite boli grave, precum boala Lyme. Căpușele se înfig în pielea animalelor și a omului și se hrănesc cu sângele gazdei. Pentru a ne proteja este foarte important să respectăm câteva reguli simple atunci când ieșim în natură, anume purtarea unor haine lungi care să acopere bine pielea, verificarea atentă a pielii când ne întoarcem acasă, utilizarea soluțiilor contra căpușelor. În momentul în care observăm pe pielea noastră o căpușă este foarte important să ne prezentăm cât mai repede la medic, astfel încât acesta să poată fi îndepărtat corect și în condiții de siguranță. În cazul în care prezentarea imediată la medic nu este posibilă, există câțiva pași pe care îi putem urma acasă. Este bine de știut că nu toate căpușele sunt purtătoare de boli, însă extragerea din piele trebuie să fie făcută cu maximă responsabilitate. Pentru scoaterea căpușii din piele este nevoie de o pensetă, pe care o vom folosi pentru a o atrage în exterior. Este esențial să nu folosim o pensetă normală, pentru că putem rupe căpușa. Poziționăm penseta cât mai aproape de piele, apoi tragem ferm și în sus, până când aceasta se desprinde. Este foarte important să nu răsucim căpușa dintr-o parte și în alta, pentru că există riscul ca aceasta să se rupă. Căpușa extrasă se pune într-un recipient, urmând să fie dusă la un cabinet specializat care va stabili dacă este purtătoare de bol sau nu. Spălăm cu apă și să pun zona în care am extras căpușa, și apoi ștergem cu puțină vată îmbibată în alcool. Prezentarea la medic este obligatorie în momentul în care apar următoarele semne și simptome. O parte din căpușă a rămas în piele. Observăm o erupție de orice tip pe piele. Locul din care am extras căpușa apare infectat. Febră, durere de cap, durere musculară. Relatează antena 3.ro.